Primul program de stagi lansat de Națiunile Unite în Republica Moldova pentru persoanele mai puțin reprezentate în cadrul organizației s-a încheiat cu succes, iar 12 tineri participanți au primit certificate de confirmare a experienței lor. Augustin Stepanov este unul dintre tinerii care a făcut stagiul chiar la Casa ONU, sediu care găzduiește mai multe agenții ale Națiunilor Unite. El a demonstrat că dizabilitatea pe care o are nu constituie un obstacol pentru a obține ceea ce își dorește. Augustin este absolvent al Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării. Cu toate acestea, i-a fost greu să-și găsească un loc de muncă, oprindu-se mereu la etapa de interviu. Asta până a citit anunțul ONU Moldova. Sindromul nu a fost o piedică pentru a fi încadrat în activitate. Pentru moment îmi desfășor activitatea ca stagiar în departamentul administrativ, mă ocup de arhivă. Timp de 4 luni, cât a durat stagiul, Augustin împreună cu alți angajați ai ONU s-a ocupat de arhiva instituției. Am selectat informația așa încât să fie informația ușor găsită în cazul când este necesar pentru un audit ori pentru a fi verificate. Eu, la rândul meu, sper și cred că acest stagiu are să fie o pistă de lansare, să cunosc lucruri într-un domeniu mai vast. Cred că fiecare din noi este mulțumit că a ajuns să facă un stagiu într-așa o organizație prestigioasă, ca Organizația Națiunilor Unite. Mulțumită că a ajuns să participe la acest program de stagii este și Adriana Luca. De la vârsta de 7 luni, părinții au observat că Adriana aude tot mai puțin din ce îi se spune. Iar acum, trecută de majorat, tânăra a încercat să se implice în mai multe activități. Pentru unii, aparatul ei auditiv era văzut din start drept o problemă. Pentru alții, era o posibilitate să-i acorde o șansă, așa cum a și fost pentru ea acest stagiu. Sunt mereu implicată în proiecte și evenimente. Nu pot să vă le enumer pentru că sunt foarte multe. Am înțeles că să fii un om de succes nu este atât de ușor precum pare. Este necesar să dai ce este mai bun din tine și cred că noi, ca simpli stagiari, vom face ca imposibilul să devină posibil pentru noi. Programul de stagii a fost inițiat în luna martie 2016 și avea scopul de a promova participarea și incluziunea, dar și de a stimula alte organizații și instituții din Moldova să urmeze exemplul ONU. Mai mult, acest program continuă și în anul 2017 și tinde să încurajeze persoanele care sunt mai puțin reprezentate în cadrul ONU Moldova, care doresc să fie implicate și active. Din Moldova 3. X. 2. English. Romanian. Națiunile Unite în Moldova 3. Obiectivele globale pentru oameni și pentru planetă. Nații reveniți în țară vor beneficia de servicii mai bune de integrare și angajare. 14 noiembrie 2016. Pe lângă comunicarea și interacțiunea directă cu persoanele din grupurile mai puțin reprezentate la ONU Moldova, se face tot posibilul ca și materialele de comunicare să fie accesibile. Astfel, pagina www.un.md corespunde standardelor de accesibilitate web, putând fi ușor citită. Alexei este un tânăr cu dizabilități de vedere, asta însă nu l-a împiedicat să învețe programul JAWS, unul din programele de citire a ecranului, iar acum îi învață și pe alții cum să-l folosească. Programul JAWS este un screen reader, misiunea lui pentru a sonoriza toate evenimentele ce se petrec la ecranul calculatorului, adică toate meniurile, cu ajutorul lui oamenii nevăzători navigează pe internet, fac documente, rețele de socializare, Skype-ul, că ține și vorbește în limba rusă, sunt voci, în engleză, în română, de fapt, toate limbile sunt. ONU face tot posibilul ca produsele sale de comunicare, studii, broșuri, reviste, să fie disponibile în limbile vorbite în Republica Moldova și cele de circulație internațională. Un exemplu este traducerea în premieră, după 25 de ani de independență, a Constituției țării în limbile minoritare, precum și producerea unei versiuni în limbajul Braille pentru persoanele cu dizabilități senzoriale. Și cărțile de vizită ale angajaților ONU pot fi acum citite de persoanele cu dizabilități de vedere, datorită caracterelor Braille. Accesibilitatea înseamnă să ajungi unde vrei și să afli ceea ce te interesează, rapid și ușor. Iar ONU în Moldova și-a deschis ușile pentru toți.